Salutare dragilor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Petruț de la Sinaia. Iată că astăzi am ales să nu mai filmez din orașul Târgoviște. Mă gândeam să nu vă plictisesc și pe voi, că tot mereu filmez de acolo din oraș. Și iată că după 8 ore de muncă am ieșit aici în zona noastră dragă de munte, puțin mai sus. Și vreau să vă arăt ceva foarte frumos, cei care iubiți plantele și doriți să veniți în zonele noastre dragi și frumoase. De data aceasta am o surpriză, să spun așa, pentru voi. Vreau să vă arăt ceva foarte interesant și foarte frumos aici la o cunoștință din zona noastră dragă și frumoasă, un om super de treabă, și vreau să împărtășesc și cu voi ce chestie interesantă are acest om în zona noastră dragă. Deci cei care doriți să veniți aici în zona noastră, dacă vă place ceea ce o să vă prezint eu, să spun așa, vă aștept cu mare drag și cu mare plăcere. Și acum o să vă arăt surpriza pentru voi. Deci uitați aici câte plante poate exista, începând de la palmieri, de la bucșuș în ghiveci și alte chestii foarte interesante și foarte frumoase. Deci uitați ce palmieri pentru toate mărimile, să spun așa, sunt acești palmieri. Deci cei care doriți să vizitați zonele noastre, uitați că găsiți și plante aici în zonele noastre, plante exotice foarte, foarte frumoase de sezon, că tot vine, e început de primăvară și vine vara și cu siguranță și cei care aveți o grădină sau o gospodărie frumoasă, de ce nu să aveți și voi în curte plantele acestea. Deci cei care doriți și v-ar place chestiile acestea, vă aștept cu mare drag și cu mare plăcere și pe voi să veniți aici să vizitați. Și are multe lucruri această cunoștință foarte frumoasă și are pe prețul fiecărui om, să spun așa, dar uitați cât de bine arată, cât de frumos este. Haideți să vă arăt ceva interesant și aici. Deci uitați cât de bine arată plantele de aici. Deci cei care doriți și vreți să veniți în zona noastră, deci uitați ce frumusețe să avem aici. Vă aștept cu mare drag și cu mare plăcere. Deci uitați, să spun așa, cât de bine v-ar sta la un palmier, așa, cu un trabuc, să spun așa, sau un whisky. Deci este foarte frumos și dacă veniți în zonă, eu vă pot îndruma către această cunoștință și să veniți și cu voi cu mare drag și cu mare plăcere. Vă aștept, pentru că iată, este ceva de vis, ceva foarte frumos. Astăzi vremea nu este una favorabilă. Nici în orașul Târgoviște nu era una favorabilă și am ales ca astăzi să filmez de aici, din zona noastră dragă și frumoasă. Și venind de aici în zona, am zis să împărtășesc și să vă arăt și vouă plantele de la prieten, cunoștința mea de aici din zonă. Vă aștept în continuare pe canalul meu de YouTube, Petruț de la Sinaia. Vă mulțumesc pentru tot și vă doresc o zi minunată și astăzi v-am spus, voi filma exact din zona noastră dragă de aici, de la munte. Vă doresc o zi minunată și voi reveni la voi cu alte chestii și subiecte interesante. O după amiază frumoasă să aveți. La revedere! Salutare și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Petruț de la Sinaia. Iată că în această seară am ieșit cu un prieten, că tot avea drum în orașul Târgoviște. Ne-am uitat doar puțin de niște materiale, că v-am spus că îmi renovez o cameră la munte și vreau să mă uit în mare parte de niște prețuri de acolo, de la Dedeman. Și dacă tot suntem aici în zona, am zis să mergem să cumpărăm o pizza dintr-un loc foarte, foarte frumos, dar pizza o vom lua la pachet și vreau să împărtășesc și acest lucru, să vă prezint cât de frumos este acest local din orașul Târgoviște, pe care sincer nu îl cunoșteam, dar o să vin și pe timp de zi. Este foarte frumos și din interior și de afară acest local foarte frumos și aștept să mă aducă pizza care am dat comandă băieții de aici și o voi lua la pachet. Că nu am timp suficient și după aceea voi reveni cu alte lucruri interesante la voi din zona noastră dragă de munte. Deci și astăzi a fost o activitate continuă și mă bucur că am putut să vă prezint alte lucruri decât cele din orașul Târgoviște. Vedeți și voi că am ales să împărtășesc cu voi mai multe chestii care le fac din zonele noastre dragi. Deci ați văzut și plantele de la prietenul meu cât de bine arată, să spun așa.
cei care sunteți doamne și aveți grădină sau vă place aceste lucruri ce le-ați văzut pe canalul meu de YouTube, aștept un mesaj de la voi și chiar personal pot să-l contactez pe acest domn și cu siguranță va fi ceva foarte frumos. Are multe, multe plante acolo în zonă și vă aștept și pe voi cu mare drag și cu mare plăcere. Și acum, în următoarele minute, voi prezenta de la Toscana, de aici, din Târgoviște, și cum arată localul, puțin de aici, de unde sunt eu, din interior, și după aceea și de afară. Este o zonă foarte frumoasă și cu siguranță voi veni în continuare pe aici. Chiar nu știam acest loc, sunt încântat de acest loc și voi veni pe aici și zilele următoare să... Dacă este cald, să beau un suc aici, pentru că este un local foarte frumos, chiar nu mai fusesem niciodată. Și am auzit că este o pizza foarte, foarte bună aici și o să degustăm și noi și o să vă spun cât de bună a fost pizza, dar asta după ce o să mi-o aducă. Deci este un loc foarte frumos aici. Deci este un loc foarte... foarte frumos aici în orașul Târgoviște, v-am spus, pe care nu-l știam. Și haideți să vă arăt și vouă acest lucru. Deci cei care doriți să veniți în orașul Târgoviște, uitați ce minunăție de local am descoperit. Cu siguranță sunt și alte locale în orașul Târgoviște, din păcate cred că observam când am intrat înăuntru, oamenii la ora aceasta sunt înăuntru la căldură, dar aici este nemaipomenit de frumos și este foarte frumos să stai pe timp de vară să te relaxezi aici la un pahar de vin sau chiar și la un suc, de ce nu? Uitați cât de frumos este locul acesta, chiar nu fusesem niciodată de când sunt în oraș și acum că știu acest loc, voi veni mai mereu, să spun așa, în acest loc. Este chiar frumos, este și din interior. Deci uitați cât de bine arată, puteți să veniți aici cu prietenii sau cu familia să vă relaxați, cei care sunteți mai din apropiere, să spun așa. Deci este frumos, chiar vorbeam cu domnul de aici, pe timp de vară este foarte, foarte mulți oameni aici în vizită. Iată că chiar dacă este o oră întârziată, nu sunt întunecate în orașul Târgoviște. Atmosfera este una fantastică. Mă simt bine și sunt bucuros că am putut să vin în acest loc frumos și minunat. Este liniște la ora aceasta în oraș și voi reveni la voi că mai durează câteva minute doar până pizza va fi gata, să vedem și noi că prietenul meu mi-a recomandat acest loc frumos. De aici, din orașul Târgoviște, am încheiat și astăzi activitatea de la muncă și iată că după câteva ore bune tot treceam prin zona aceea și am zis să vă prezint și vouă plantele acelui prieten și ați văzut și voi cât de bine arată. Vă doresc o seară minunată, dragilor, și voi reveni în continuare cu un nou vlog la voi din zona noastră dragă de la munte și să stau mai mult de vorbă, să dezbat anumite subiecte cu voi. Vă doresc o seară minunată și voi reveni la voi în curând. Salutare și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Petruț de la Sinaia. Iată că acum suntem la ora aceasta la munte, în zona noastră dragă. Sunt bucuros că am putut să împărtășesc și alte chestii decât cele din orașul Târgoviște și totodată să știți că nu prea am avut timp să filmez prea mult de acolo din oraș, pentru că iată, fiind luni, am avut foarte multă treabă după weekend, lunea și marța este foarte multă treabă și chiar am fost aglomerat și chiar mă gândeam, zic, dacă totuși nu am filmat de la muncă, după 8 ore de muncă, iată că doresc să filmez și în zona noastră și eram în trecere și v-am prezentat ce are acea cunoștință, să spun așa, ce plante are. Mie unul mi-a plăcut foarte mult acele plante. O să încerc și eu în primăvara aceasta să iau câteva plante de la acest om, care este un om minunat,
pe care eu personal îl respect și îl salut pe această cale. Deci este un om minunat, exact cum spuneam, și are foarte multe plante, deci ați văzut și voi și plante exotice are acolo la el, nu numai de grădină. Deci puteți găsi orice și să știți că și prețul este unul destul de bun aici la acest domn. După aceea am fost cu prietenul meu la Dedeman să mă uit de câteva materiale de construcții ce îmi va trebui pentru a-mi face camera din zona noastră de munte. V-am spus și vouă, o să-mi fac camera, o să iau pe niște băieți și o să-mi iau camera, să spun așa, de la zero, o să o construiesc. Și m-am uitat de niște materiale, mi-am făcut și eu ca orice om niște socoteli după bugetul fiecărui om, știți cum este. Dar sunt bucuros în primul rând pentru ceea ce fac, că am un loc de muncă, că am familia și prietenii alături de mine în zonele noastre de aici cu drag. Și după aceea, dumnealui care cunoștea puțin zona mai bine decât mine a zis să mergem în locul acela de unde v-am filmat și eu câteva minute și am rămas încântat de cât de frumos este acel loc, cu toate că nu erau prea multe persoane la ora aceea. Și v-am spus, am vorbit cu cineva de acolo și mi-a spus că de-abia acum este începutul pentru ceea ce o să urmeze acolo pe timp de primăvară și pe timp de vară. Mi-au spus că este chiar full pe timp de vară. Este un loc frumos. Pizza, să știți că este cea mai bună pizza pe care am mâncat-o din oraș la ora actuală. Deci eu chiar nu cunoșteam acel loc chiar după un an și câteva zile, să spun așa, de când sunt angajat. Chiar nu știam de acel loc și nu este foarte departe de zonele pe unde, să spun așa, îmi petrec eu ziua, fie la muncă, fie încercând să vă filmez vouă activitățile mele din acea zonă frumoasă. Mâine fiind marți, desigur ne vom reîntoarce la muncă, la program de 8 ore și o să încerc să vedem ce lucruri interesante mai găsim pe acolo. În primul rând sunt bucuros, chiar vorbeam cu cineva din Târgoviște și m-a apreciat pentru lucrul acesta, că promovezi și zona lor și mi-a zis și dumnealui că o să spună și el la prietenii lui sau la rudele lui să se aboneze pe canalul meu de YouTube, Petrus de la Sinaia, și mulțumesc foarte mult pentru acest lucru, un om foarte de treabă. I-am explicat că, uite, nu se mai gândise nimeni să promoveze orașul, să spun așa, decât ceea ce vedem postat de alții pe diverse site-uri, să spun așa, fie Facebook, fie Instagram sau alte chestii. Deci nimeni nu a făcuse până acum vlog pe zona Târgoviște și este o zonă frumoasă și am zis de ce să nu împărtășesc și cu voi zonele frumoase, dragi, și de ce nu și activitățile pe care le desfășor acolo în orașul Târgoviște. Și totodată m-am gândit să împărtășesc și cu voi și din zona noastră dragă de munte, unde avem prieteni și familia și cei care au venit aici s-au simțit foarte bine din toate punctele de vedere. Deci, observați și voi de fapt că zi de zi postez vlogurile pentru a vă arăta din diferite locuri sau fie diferitele activități pe care le desfășor aici în zonele noastre dragi, dar ne împărțim așa, să spunem, fie la Târgoviște, fie aici și încerc să împărtășesc cât pot și eu activității mai interesante așa pentru voi și sper să vă placă aceste lucruri ce se petrec în zona noastră de munte. Din punct de vedere al vremii, astăzi a fost o vreme bunicică în orașul Târgoviște și la fel acest lucru și când am venit acasă pe aici, înspre final de seară, s-a înnorat puțin. Vom vedea cum vom găsi și orașul Târgoviște mâine și sper să vă placă ceea ce am filmat astăzi și ceea ce voi filma de aici în continuare pentru voi. Vreau să vă mulțumesc că sunteți în număr mare pe canalul meu de YouTube
Petruț de la Sinaia, vă aștept cu mare drag pe toți să fim un număr mare pe canalul meu de YouTube. Ați văzut că îmi este drag să împărtășesc toate lucrurile frumoase care le fac aici în zonă, fie cu prietenii, fie cu familia sau cu alte persoane dragii nouă. Deci mă bucur că au început în primul rând să vină și invitații, au făcut și ei primul pas, îi așteptăm și vă așteptăm pe toți cu mare drag și cu mare plăcere pentru a vă petrece un weekend minunat alături de noi aici. Totodată suntem foarte aproape, că de aceea am pus și numele Petruț de la Sinaia, de acel oraș Sinaia foarte frumos și liniștitor, și plus de asta că este zonă turistică și foarte multă lume din fiecare colț al țării vine să viziteze această zonă, începând cu zona turistică Bunroieni, de unde locuiesc și eu, până la Sinaia sau până la Brașov, până unde ține această zonă turistică foarte mare și foarte frumoasă. Deci și dacă sunteți în Sinaia, dați-mi mesaj și dacă timpul îmi permite, putem să ne vedem acolo la o cafea, să discutăm mai multe chestii interesante și să colaborăm și să legăm o prietenie frumoasă și bună. Deci mă bucur că am putut să împărtășesc lucruri foarte frumoase până acum cu voi. Și ați văzut că sunt un om modest și împărtășesc și cu voi lucruri pe care le fac aici, fie ele fiind la muncă, fie ele fiind de aici, de la un grătar cu prietenii, cu prietenul meu sau și prietenii, de ce nu, sau și cu cei care vor dori să vină. Deci ne simțim bine aici în zona noastră dragă și frumoasă tot timpul. Acum că s-a mărit ziua, am ales să filmez mai mult de aici, să împărtășesc cu voi multe lucruri interesante care le avem pregătite tot pentru voi, dragilor, să împărtășesc cu voi. Deci mâine voi fi tot la muncă, că este marți, de fapt toată săptămâna, inclusiv sâmbătă, și am zis astăzi să nu filmez de acolo pentru a vă filma mai mult de aici, că știu că aici este, chiar dacă nu este oraș, este o zonă foarte frumoasă și sunt multe lucruri interesante în continuare de vizitat și de văzut în zona noastră frumoasă și dragă. Vreau să vă mulțumesc totodată că sunteți în număr mare pe canalul meu de YouTube, Petruț de la Sinaia, unde vă aștept pe toți să împărtășim multe lucruri frumoase și interesante. Vă doresc o seară minunată, dragilor, vă salut de aici, de la munte, seară frumoasă!